Bună găsit la Magia Zilei. Astăzi vom vorbi despre planta protectoare sau benefică a zodiei RAC. Cine nu știe despre mușețel? Mușețelul care îl găsiți oriunde, la marginea drumurilor, la marginea pădurii, în grădina noastră, din fața casei sau din fața blocului. Mușețelul este o plantă protectoare, dar și vindecătoare. Nativii din zodia RAC folosesc această plantă pentru că ei de multe ori sunt predispuși problemelor cu stomacul sau cu plămânii, dar este bun pentru vezica urinară și organele genitale. Mușețelul le poate aduce alinare durerilor și pot preveni îmbolnăvirile. Ce ai de mușețel? Cataplasmele cu mușețel sau, mă rog, mușețelul ăsta și numai uscat, pus într-o punguță și lăsat în camera unui nativ din zodia RAC, care e mai agitat, care de multe ori mai are insomnii, îi dă o stare de liniște. Totodată este și o plantă care, folosită sub formă de ceai, face minuni. Dar la fel de bine, dacă are o mică leziune sau, eu știu, cum se spune, a făcut un început de conjunctivită. Fierbeți un plicușor, stoarceți-l un pic și aplicați-l pe ploape sau pentru ochi obosiți. Terapia este fantastică și întotdeauna. De ce să nu folosim mușețel? Este o plantă super benefică, nu numai pentru nativii din RAC, dar și pentru ceilalți oameni. Cam atât despre frumosul, faimosul și inegalabilul mușețel. Vă spun la revedere și vă dau întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei. Gânduri bune până atunci!